Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătorită pe data de 24 ianuarie, este inclusă pe lista de zile libere în 2020. Anul acesta, 24 ianuarie, a picat vineri, astfel că românii au parte de prima mini-vacanță din acest an. Din păcate, datorită anumitor factori, timpul liber a devenit din ce în ce mai scurt. De aceea, românii profită din plin de zilele libere avute. O parte din brașoveni și turiști au ales să petreacă data de 24 ianuarie la patinoar. Ce v-a făcut să veniți astăzi la patinoar? Ziua liberă de care beneficiem astăzi. Da, sigur. Am ieșit să luăm aer, să ne distrăm, să simtă și ea că e în vacanță. Spune-mi ție cum ți se pare, îți place la patinoar? Da. Căldura ne-a făcut să ieșim un pic din casă. Și faptul că e zi liberă pentru copii. Cum vi se pare aici la patinoar? Foarte frumos și îmi place că nu este încă aglomerat. Mi se pare foarte frumos și mai ales acum când e cald. De cât timp patinezi? Îți place să patinezi? Ți se pare greu? Da, e la început greu, patinez de vreo 4 ani. Copiii au ales să profite de această zi printr-o vizită la grădina zoologică. Am venit cu surioara mea, la ei stau aici, sunt situații în Brașov și fiind o zonă foarte aglomerată și turistică, am ales să venim aici pentru copii. Ce v-a atras până acum sau pe copii? Ce le-a plăcut cel mai mult? Toate pe care le-au văzut. De ce ați ales să veniți astăzi? Ca să împărțim timp împreună de calitate, plus că n-am mai fost de mult. Copiilor le place să vină să vadă animalele, mai ales cel mic e foarte interesat. Și e cald, e frumos, de ce să stăm în casă? Niciodată n-am fost aici în grădina zoologică și cum suntem turiști, chiar mi-era dor să văd animăluțe. Și cum vi se pare? Ce v-a plăcut cel mai mult? E foarte frumos, în special tigru și leu. M-au uimit cum rac, sunt foarte drăguțe. Nimic nu se compară cu o zi liberă petrecută alături de cei dragi.